O explozie puternică s-a produs noaptea trecută în curtea unui bloc din capitala Ucrainei. Potrivit martorilor, geamurile apartamentelor de la primele etajele clădirii s-au spart, iar 10 mașini parcate în apropiere au fost avariate. Locuitorii din zonă spun că a explodat o grenadă. O altă explozie s-a produs în Odesa, într-o clădire unde este amplasată o bancă, dar și o organizație neguvernamentală care sprijină armata ucraineană. În urma deflagrației au fost avariate mai multe clădiri din apropiere. În ultimele luni, în regiunea Odesa s-au produs mai multe explozii calificate de autoritățile de la Kiev drept atentate teroriste. Cel mai recent episod de acest fel s-a produs în data de 4 ianuarie. În estul țării, luptele cu insurgenții continuă. Cea mai gravă situație rămâne în apropierea aeroportului din Donetsk. Autoritățile de la Kiev spun că rebelii proruși au atacat de peste 80 de ori pozițiile armatei ucrainene în ultimele 24 de ore.